Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ai dormit? Chiar bine! Da, chiar bine. Și eu am dormit bine, da. Natura se doarme bine. Da. Și să te trezești în zgomotul ăsta de dimineață e o adevărată plăcere. Hai că am găsit și traseul. Nu știu dacă se vede, vârful Țuțuiatu, 2 ore și 30 de minute. Triunghi albastru. Triunghi albastru. Zice aici 7 km pe un panou. Centru Greci, Valea Morsu, vârful Țuțuiatu. Valea Seacă, Valea Pagilor, punct informare cetățuia Luncavița. E 10 și un sfert. Vedem cât facem. Da, am plecat. Am intrat pe traseu. Am plecat pe traseu. Acum, astăzi e o zi mult mai frumoasă decât ieri. E ziua de flori. O petrecem în natură. O petrecem în natură. Și ieri era foarte multă umezeală, văd că astăzi e mai... Deja e soare de când a răsărit. Da, 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 e soare de când a răsărit, fără nori, cerul este senin. Avem o zi super. A, e superb să urcăm. Nu e un traseu greu, e un traseu ușor. Poate să-l facă oricine. Poate să-l facă oricine, poți să-l faci și cu copiii dacă vrei. Nu prezintă dificultăți. Se pleacă de la Nifon către Luncavița, undeva pe partea stângă. De fapt, sunt două plecări în traseu. Unul de ciclism și ăsta e de hike. Ăsta este de hike, dar cred că poți să-l faci și pe ăsta cu bicicleta. Da. Și de fapt, noi n-am mai făcut traseul ăsta. Am urcat pe Țuțuiatu din partea aia, din Greci. Pe ăsta îl facem prima oară acum. Pe ăsta mergi pe triunghi albastru, este marcat. Iar proaspăt văd, ca să văd destul de bine semnele. Se văd bine semnele. Așa începe drumul. Un pic pietruit. Fără dificultăți. Am luat decizia să ne întoarcem. Da, ne întoarcem că am uitat bateria externă. Am mers 2 km jumate. Acum ne întoarcem 2 km jumate. Mai adăugăm încă 5, că până la urmă trebuie să progresăm. Da, păi ieri am făcut 17. Să vedem astăzi cât ne ies, bă, ține la curent. Da. Așa că trebuie să ajungem iarăși la mașină, luăm bateria externă, că ne-am trezit că un gadget nu mai avea baterie. Greșeală de începător, trebuia să o încarc de aseară, dar nu mi-am dat seama, am zis că mai duce. N-am mai dus. Hai că am ajuns tot aici. După 6 km și o oră jumate. 6 km și o oră jumate. Suntem în același punct. 6 km, 06. Da. Și suntem tot aici. Eu m-am și schimbat, că e mai cald decât mă așteptam. Mi-am luat tricou cu mânecă scurtă. Și vrem să mâncăm, că n-am mâncat nimic până la ora asta. Cam asta e masa noastră. Da. Iaurturi,
un piept de pui, niște biscuiți, niște banane. Am luat și niște brânză topită și pâine. E 12 ceasul. Cam mult pentru noi. N-am mâncat nimic azi. Suntem după deja 6 km în același loc. Așa că să vedem ce mâncăm. Aici. Ai tăiat tu pâine, super tare. Da, am tăiat-o deja. Ca să putem... N-am mâncat nimic de... De-aseară. De-aseară, de la spaghete. Spaghete sau tagliatele. Tagliatele. Tagliatele, da. Paste. Paste, tagliatele am mâncat. Hai în dreapta, pe aici. Păi pe aici, că noi suntem pe Crucea Albastră. A, și știi ce se întâmplă? Suntem pe Crucea Albastră. Văd că duce și încolo cu Triunghi Albastru, pardon. Triunghi Albastru, da. Scuze. Și știi ce se întâmplă? Cred că pe acolo veneam de unde era de ciclist, de unde am vrut noi să urcăm prima oară, și pe aici venim de unde am plecat noi, de fapt. Și aici, dacă pleci pe aici, e un circuit, numai că nu ajungi în același loc. Ajungi la diferență de 4-5 km de punctele de plecare. Și pe urmă trebuie să mergi pe șosea, adică nu prea e recomandat. Da. Aici, nu? Adică pe partea cealaltă asta este cam... E cam abrupt, mă. Da. Păi te-l-am urcat, eu n-am urcat, că mi-a cedat genunchi. A, da. Mie? Da. Facem o provocare? Vezi că te filmez. Trebuie să mă duc după ea, că mă fac de râs. Da, cred că ăla e vârful, da. Bună, salut! Până la urmă, care-i țuțuiatul? A, știți de problema asta? Da, Dumnezeu să-i mai înțeleagă. Venim într-un an, îl cheamă țuțuiatul. Venim în alt an, îl cheamă altfel.
Da, păi da. Dincolo, s-a mutat vârful. Da, știm și noi, am fost acum 2 ani și la fel era o discuție de genul ăsta. Păi șterțeseră peste tuțuiatul, scria altceva. Da, da, scria, dar nu mai știu cum scria. Da. Că noi am fost și pe tuțuiatul, scria tuțuiatul. Și dincolo scrie tuțuiatul. A, deci acolo? L-au mutat. A. Ia auziți, domnule, că l-au mutat dincolo. Noi facem un blog. Păi nu, că e tocmai capăt, deci trebuie să coborăm. Da, da, da. A, deci unde ne-am întâlnit cu traseul ăla care urcă din Greci, nu mai făceam dreapta, făceam stânga. Și acolo-i țuțuiat. Uite acolo. Uite aici. Da. Of, acum mergem iar pe tuțuiat. Nu ne-a ajuns unul. Mai urcăm pe unul. Ăștia sunt frați. Ați zis cu peripeții, da. Eu zic să de... plecări și două vârfuri. Exact, am plecat de două ori, trebuia să urcăm pe două vârfuri, da. Tuțuiatul. Eu zic să le zicem frații tuțuiatul. Și împăcăm pe toată lumea. Salut! Ăsta e adevăratul țuțuiatul? Da, da, da. Țuțuiatul nou. A, e noul țuțuiatul, am înțeles. Eu am zis să-i denumim frații țuțuiatul, să nu se supere niciunul. Inaltul? Da. Inaltul? Nu știi că așa scria acum 2 ani. A, și-a schimbat numele, am înțeles. Mulțumim frumos de informații. De ce e mai înalt ca acolo? Păi nu știu pe unde să... Păi nu, vină încă ține pe aici. Pe aici, că aici e cu roșu. 440, nu zice mie ceas. Că? 440. Asta e mai înalt. Da. Decât ăla. Punctul ăsta. Cât îți zice ție? La ce altitudine suntem? 441. 440, anu. Cum vine? Așa, așa, așa. Uite, 441, s-a făcut 442. Da. Da. Nu știu, mă. 441, da. Așa mi-arată și mie, așa arată și Andrei. Că suntem la 441 de metri. Ei zic aici 467. O fi o diferență de GPS. Ori ceasurile noastre nu sunt calibrate corect, cu toate nu, că n-a. Pe alte vârfuri ne-a arătat... Pe alte vârfuri ne-a arătat... Nu ne-am uitat și pe tuțuiatul ăla la... Nu ne-am uitat, da, am uitat să ne uităm. Dar pe alte vârfuri ne arată... na, diferență 2-3 metri față de ce... de ce zic ei pe...
aici unde zic epizuiatul, cât arată. Da, îmi pare rău că nu ne-am uitat și acolo. Chiar mai puțin decât. Păi da, se și vede, mă, că ăla e mai înalt. Ăla e mai sus. Da. Steagul a căzut. De să vedea și de acolo că e mai jos ăsta. Și într-adevăr, ăla e mai sus. Totuși eu cred că ăla e tuțuiat până la urmă. Vremea se mai înseinează, ba se înorează. Jos acolo e, e satul Greci. Poți să faci un circuit, poți să traversezi și muntele. Dacă te ia cineva de pe partea cealaltă. Gata, m-am ajuns. Am ajuns? Da, într-un final avem 17 jumate, 17 km jumate, 5 ore 20 și am urcat 526 de metri. Bunicea. Este a patra zi. Este a patra zi de hike. De mers. De mers, da, două de mers. Două la noi în oraș. Și două la două aici, în munte Dobrogei. Oh, mamă, în sfârșit la mașină. Am mers joi. Mai avem vreo 7 km jumate. Da. Vineri am mers vreo 12. Sâmbătă, ieri, munte Dobrogei. 17. Am mers 17 și asta 17 jumate. 17 jumate, da, asta a patra zi. Am făcut 17 jumate că ne-am și întors de la locul de popas. Da, 17 jumate punem fără 6, 11, cam 11 jumate. Ar veni 11 jumate, mă, dus întors? Nu, că am făcut noi 6 până la popas. Aveam 4 jumate până aici. A, fără 5, 16, 12 km, mă, cred că sunt. Cam așa. Da, cred că 12, da, că, dar atunci ce zic, 7 cu 7 pași. Da, și am făcut și două vârfuri. Și am făcut și două vârfuri. Tuțuiatul, știi, că da. Nu sunt e vechiul tuțuiatul, nou tuțuiatul. Deci de la semn de acolo, de unde începe, nu sunt 7 până pe tuțuiatul. Prea multă lume nu era pe munte. Prea multă lume, nu. 5-6 mașini aici la final traseu de traseu. Traseu ușor, îl faci lejer. Oricine îl face, și cine, copii. Da, cred că și copii, da, și copii, sigur. Copii. Erau chiar vreo două familii cu copii. Nu prea mulți copii. Vreo 6-7 ani aveau fetițele, nu? Da. Cam așa, da. Dar se poate face de către oricine. Totul este să vrea să petreacă timpul în natură. În natură, exact, da. Bine, peste drum de traseu este și un loc unde lumea văd că a venit pe la picnicuri. Da, peste drum aici, da, vin la picnicuri, grătare, toate astea. Păi dacă tot veniți să faceți un picnic, cred că ar fi bine după să faceți o tură până sus. Să topiți ce ați mâncat, da. Noi, sincer, nu prea avem ce topi. Am mâncat puțin cașcaval și... Da. Dar oricum... Pe vremuri nu mâncam mai nimic. Acum da. Ne străduim să mai acum mâncăm. Acum ne străduim să mai mâncăm. Dar sper să diseară să mâncăm mai cu mai bine, da. Vedem noi. Păi ce să zic? Ne vedem la tura viitoare. Ciao. Vă ținem la curent.